Oaspetele au controlat prima repriză și au condus aproape mereu. Vâlcencene au reușit să revină, de fiecare dată și la finalul primelor 30 de minute era egalitate, 11 la 11. Și partea a doua întâlnirii a fost una echilibrată și soarta celor 3 puncte puse în joc a fost stabilită în ultimele 10 minute. În final a fost 21 la 23, rezultat care le anulează elevelor lui Constantin Ștefan șansele de a mai spera la un loc în Cupa Europeană. A fost un meci frumos, dar cred că ele au fost mai lucide pe final de meci. Obiectivul nostru este 5-8 și sperăm să-l îndeplinim. Nu am reușit să gestionăm cum a trebuit parcursul jocului. Pe noi ne-au costat multe greșeli pe care le-am făcut și n-am reușit să le diminuăm în partea a doua a jocului și asta ne-a costat victoria. Am ratat foarte mult din situații clare. Am încercat să jucăm un 5+1 avansat știind că au jucătoare aruncătoare de la 9 metri. În mare măsură sistemul defensiv ne-a reușit pentru că n-am luat foarte multe goluri. Din păcate atacul pozițional a suferit. De cealaltă parte, CSM Ploiești a urcat pe poziția 4-a clasamentului în Liga Națională. Today, really, I can be happy. We played a good defense. Astăzi pot fi fericit. Am avut o apărare bună, un portar bun și am primit doar 21 de goluri. Acum trebuie să ne pregătim pentru un alt meci dificil, cel cu Brașovul. În rundele viitoare, handbalistele de la HCM Râmnicu-Vâlcea vor juca în deplasare cu Unirea Slobozia și au șanse să recupereze punctele pierdute contra Ploieștiului.